Human Rights Watch a menționat că metoda a fost folosită de forțele de securitate rusești pentru a obține informații, precum și pentru a insăfla frica oamenilor, astfel încât să au împăcat cu ocupația. În același timp, agenția a subliniat că Rusia a încălcat dreptul internațional, iar o captare nejustificată și o detenție ilegală ar putea fi considerată o crimă de război. Pe 27 martie, trupele rusești au arestat în mod repetat și au torturat 3 membri ai forțelor de apărare teritoriale ale lui Herson. Denis Mironov, în vârstă de 41 de ani, a murit din cauza rănilor cauzate în timpul bătăii. Trupul lui Vital Lapciac a fost găsit pe 22 mai, în golful Herson, cu brațele și agățarea grea. De către răniți din tort, face parte din schimbul de prizonieri din 28 aprilie. Agentul FSB-i a adus pe cei 3 bărbați în fosta clădire a Poliției Naționale din Herson. Singurul care a supraviețuit a declarat pentru Human Rights Watch, când a fost șocant de interogatori. În prima zi a fost legat de ochi și a fost interogat timp de 12 ore, iar agențiile au învins, aplicând șoc electric și sugrumând-o cu o pungă de plastic. Este imposibil să spun de câte ori au torturat, pentru că acolo ai pierdut toate ideile de timp. De singurul care a supraviețuit. Când a fost eliberat, având 7 coaste rupte, care nu s-au vindecat când a vorbit cu Human Rights Watch pe 9 iulie. Majoritatea dinților lui s-au rupt și 6-i au pierdut. Am o emoție. Recomandări pentru tensiune și împușcare la granița dintre Serbia și Kosovo. Președintele Belgrad pro-Rusie anunță posibilele răspunsuri militare. Au luat o armă automată, au îndreptat-o și mi au spus să mă pregătesc. Pe 18 martie, trupele rusești au arestat un organizator de protest, Anton, în Berdiensk, când a oferit asistență persoanelor din comunitate. El a spus că este legat de ochi, încătușat și așezat la secția de poliție locală. Le-am spus că nu sunt organizatorul protestelor, ci doar patriotul țării mele, Ucraina. Ei spun că nu există nicio țară așa. Anton. Investigatorul a dat un șoc electric prin clema pe care au atașat-o la lobul urei, la început pentru câteva secunde, apoi până la 20 de secunde când au pus-o.